Nisoara viscolită le-a pus probleme drumarilor care au intervenit cu mai multe utilaje încă de la începutul nisorii. Chiar de după amiază am început primele ieșiri cu utilajele, toată noaptea s-a acționat, în această dimineață am fost nevoiți să acționăm și cu autofreza pentru a asigura gabaritul drumului, pentru că a nins destul de abundent noaptea trecută. Turiștii care vor să ajungă la munte trebuie să aibă mașinile dotate corespunzător. Chiar nu mă așteptam, am fost la revelion tot la Rânca aici și nu era așa. Acum a venit iarna adevărată. Da. Cât stai? Turiștii sunt cei mai bucuroși de zăpada așternută în stațiune. Este super momentan, ninge, dar nu este nici cald, nici frig. Este o vreme extraordinară din partea mea. Foarte frumos! De s-a prelungit concediu. De când ați venit? De duminică. Și până când stați? Azi vrea să plecăm, șefule, la muncă, mâine nu mai venim. Zăpadă suficient de multă și se pare că mai ninge. O așteptați de mult? Da, de o lună și, dar oricum ne-am descurcat cu cea artificială, a fost bine. Tabanierii sunt pregătiți pentru valul de turiști. Turiștii, vedeți, doar au început să le fie dor de zăpadă și fără să fie weekend. Și cu drag îi așteptăm la noi, pentru că e o zonă frumoasă, aer curat și zăpadă. Dacă până acum în stațiune funcționa o singură pârtie și aceea cu zăpadă artificială, acum toate pârtiile din Rânca sunt practicabile. Avem zăpadă, se vede, e altceva, s-a schimbat totul alb. Chiar a spune că avem din abundență, stratul de zăpadă deja e 40 de centimetri. Noi pregătim mereu la pârtii. În zona Rânca este în vigoare un cod galben de nisoare și viscol valabil până în această seară. Și pe Transfăgărășan a nins la cota 2000, s-a așternut deja un strat de zăpadă care măsoară 35 de centimetri. Meteorologii spun că va continua să ningă și în orele ce vor urma. În Carpații Meridionali și în sudul Carpaților Orientali, la altitudini în general de peste 1000 de metri, va ninge abundent și se va depune strat de zăpadă.